și bine v-am regăsit! Sunt Roberto Grossa, practician de bază de vindecare reconectivă și reconectare, iar astăzi vă propun să discutăm în direct despre vindecă-i pe alții, vindecă-te pe tine. Am ales această temă deoarece invitata mea din această seară este Georgeta Grigore. Georgeta Grigore actualmente este practician de bază de vindecare reconectivă și reconectare. Ți-ai luat certificarea în reconectare anul trecut, în 2014, la București, când s-a ținut seminarul de level 3, seminarul numit programul practicianului certificat de reconectare. Georgeta se află la noi în 6TV pentru a patra oară, iar astăzi am invitat-o pentru că de fiecare dată când Georgeta a mai pășit pe o nouă treaptă, ca să mă exprim așa, a venit și ne-a povestit cum a fost după aceea. Foarte interesant că tu, Georgeta, discutam astăzi, ai fost chiar și în prima emisiune direct cu Roberto Grossa, exact, de pe 6TV. Foarte frumos. Bună acest seara lucru. Și vă salut și eu. Mulțumesc frumos pentru invitație. E o plăcere și onoare să fiu aici. Le urez și eu tuturor oamenilor, femei și bărbați, o primăvară frumoasă, să se reconecteze la natură și de acolo la univers. Asta e urarea mea. Și apropo, dacă tot suntem în această perioadă, între 1 și 8 martie, la mulți ani tuturor femeilor care își sărbătoresc ziua femeii de 8 martie, de 1 martie și de ce nu, la mulți ani tuturor bărbaților. Înainte doar exista acea tendință ca bărbatul să-și sărbătoreze ziua pe 9 martie. Ar trebui să ne sărbăm cu toții ziua în același timp, pentru că suntem unul. Și primăvara e de fapt renaștere pentru toți. În fond, viața este aceeași. Da. Toți trăim aceeași viață, pentru că indiferent de culoarea pielii, indiferent de sex, indiferent de religie, de naționalitate sau orice altceva, toți râdem la fel, toți ne bucurăm la fel, toți iubim la fel. Ok, dați-mi voie ca înainte de a trece mai departe să vă precizez faptul că meseria de bază a Georgetei este aceea de asistentă medicală. Vreau să subliniez acest fapt pentru a aduce în atenție, Georgeta, tendința ta, dorința ta de a ajuta oamenii în procesul lor de însănătoșire. Vreau să aduc în atenție acum la început, pentru că urmărindu-ți drumul, mi s-a părut foarte, foarte interesant cum ai parcurs tu această cale. De aceea aș vrea ca mai înainte să facem o recapitulare. Da? Hai să vedem, să începem cu începutul. Ce anume te-a împins pe tine pentru prima dată să dorești să ți se facă vindecare reconectivă? Ce anume te-a făcut pe tine să ceri vindecarea reconectivă? Am avut și eu căutările mele de ani și ani de zile. După ce am citit cartea Reconectarea, vindecă-te pe tine, vindecă-i pe alții, am citit-o, am pus-o deoparte și mi-am spus, această carte voi reciti când voi fi pregătită. Și am fost pregătită peste câțiva ani, da? Vreo 3-4 ani a durat de atunci. Și ce te-a făcut să faci asta? Era ca o chemare. Mă tot gândeam la ea. Am pus mâna pe carte și, coincidență sau nu, nu cred că a fost coincidență, am văzut o emisiune despre vindecarea reconectivă și am spus vreau să experimentez și eu. De ce nu? Vreau să știu, să percep această vindecare pe corpul meu, să văd ce se poate întâmpla. Și n-am mai stat nicio clipă și mi-am făcut 3 ședințe și de aici a pornit totul. Și asta te-a împins către... Da. Tu ai mai povestit într-una dintre emisiuni, da, ce ai experimentat tu atunci în vindecarea reconectivă. Am putea să schițăm un pic în mare, încă o dată, pentru telespectatorii care nu au văzut acea, da, emisiune. Am fost purtată către un tărâm magic
Și acolo s-au întâmplat foarte multe chestii care sunt așa, de povestit, descris într-o carte. Tot ce am trăit, acea trăire m-a făcut să vreau și reconectarea. Asta era următoarea întrebare pe care doream să ți-o adresez, pentru că imediat după ce tu ai experimentat vindecarea reconectivă pe propria ta piele și ai trăit acea experiență la o manieră extrem de concretă pentru tine. Da, foarte. Ți-ai, la un timp după, ai dorit neapărat și reconectarea personală. Chiar ți-ai luat liber de la serviciu în acea perioadă ca să poți să experimentezi reconectarea fără să fii ocupată cu altceva, fără să intervine nimic altceva. Să fiu doar eu și cu frecvențele, atât am vrut. Și a fost foarte bine că am făcut pasul acela, pentru că de la vindecarea reconectivă până la reconectarea personală totul a curs, s-a legat și mi-am dorit și mai mult. Și am zis, ăsta nu este doar, nu este sfârșitul, mai vreau și altceva. Vreau să cunosc mai mult. Înainte de a trece mai departe, aș vrea să amintesc faptul că ai povestit la acea vreme că experiența ta din reconectarea personală a continuat de acolo de unde a rămas în vindecarea reconectivă. Da, da. Prin acel canal care se creează între facilitator și cel care primește vindecarea, vin tot felul de entități de lumină. Cred că fiecare de programul lui, pe mine m-a ajutat foarte mult toate cursurile pe care le-am făcut, toate taberele inițiatice în care am fost, m-au ajutat, pentru că n-a fost o surpriză cine a venit și le mulțumesc pe această cale încă o dată. Au fost niște experiențe fantastice și atunci am știut care este menirea mea în viață. După reconectarea personală, ai ales să mergi să participi la seminarul de vindecare reconectivă cu Eric Pearl, care s-a desfășurat în aprilie 2014 la Belgrad. Ai vrut mai mult. Da. Ce anume te-a făcut să vrei mai mult, ținând cont că la ora actuală în România meseria de asistent medical este o meserie foarte bine cotată, este o meserie frumoasă, o meserie extraordinară. Ce anume te-a făcut să vrei să înglobezi și partea care ține de spirit aici, nu doar partea care ține de corp? Aici este. Eu am vrut să lucrez cu sufletul omului. Și pentru că nu poți în meseria, în zilele noastre, să lucrezi cu sufletul omului cum vrei tu, da? Am spus că trebuie să găsesc o altă cale. Și cred că menirea mea în viața asta este, o repet, asta este și este misiunea mea în viață. Și sunt atât de fericită că mi-am dat seama ce pași trebuie să urmez, încât nu mă mai interesează nimic altceva. Totul curge. Hai să vorbim un pic despre treaba asta, știi? De multe ori spunem, asta este misiunea mea. Tu de unde știi cu adevărat că este misiunea ta asta? Cum îți dai seama? Să încercăm să clarificăm puțin lucrurile pentru telespectatori, pentru că foarte mulți stau și caută oare care e misiunea mea, oare ce trebuie să fac eu. Tu de unde ți-ai dat seama că asta e misiunea ta? Eu am niște căutări de foarte mulți ani. Eu am depășit 50 de ani ca vârstă, da? Mulți înainte. Deci eu de vreo 20 de ani cel puțin mă tot încerc să mă regăsesc. În toată această perioadă am căutat și tot ce am asimilat în această perioadă și am experimentat m-a ajutat să mă întâlnesc cu aceste frecvențe și să le simt cu adevărat, să mă bucur de ele și să știu că de fapt aici trebuia să ajung. Și m-am dat seama cât de minunate sunt. Ele vin de la sursă și când vin de la sursă, eu le consider pe aceste frecvențe ca pe o floare, iar celelalte terapii le consider ca niște petale. Iar centrul florii sunt aceste frecvențe.
Și atunci, când ajungi la centru, nu prea mai ai... nu te mai întorci la... de unde ai plecat. Am observat că sunt foarte mulți oameni care, după ce au experimentat treaba asta pe pielea lor, fie că au experimentat vindecarea reconectivă, fie că au experimentat reconectarea pe pielea lor, povestesc că în momentul în care au ajuns aici, s-au oprit din a mai căuta orice altceva și au înțeles că asta este ceea ce ei au căutat de foarte mult timp. Acest lucru îți mărturisesc și vă mărturisesc și vouă, dragii mei, mi s-a întâmplat și mie. În acel moment când am înțeles treaba asta, atunci am înțeles că mă aflu exact unde trebuie să mă aflu și m-am oprit din a mai căuta orice altceva. Din acel moment am început doar să mă bucur de propria mea viață, am început să trăiesc propria viață, să o accept așa cum este și este ca și cum din acel moment universul mi-a deschis ușile, da, către acea minunată comoară care se afla în fața mea, dar pe care nu eram în stare să o văd. Era puțin acoperită de un pic de colb. Uh-huh. Da, și sub tea era de fapt un cristal minunat. Același lucru ți s-a întâmplat și ție? Da, da. Era acoperită și în clipa când am dat cu mâna și am șters, l-am văzut cât de minunat. Ce minunăție poți să fie acolo? Cum ai descrie experiența pe care ai avut-o la Belgrad în timpul seminarului cu Eric Pearl? Tu deja făcusei vindecare reconectivă, aveai deja reconectarea personală făcută și atunci când ai mers la Belgrad și ai făcut seminarul cu Eric, erai deja reconectat, aveai reconectarea. Cum a fost experiența pe care ai trăit-o acolo în timpul seminarului, fiind împreună cu sute de persoane cu care ai experimentat în același timp frecvențele reconective? Eram într-o stare permanentă de plutire. Asta e senzația. Într-o stare permanentă de plutire și nu m-a mai interesat absolut nimic. Nu mai exista oboseală. Se instalase o liniște în sufletul meu și în corpul meu pe care nu le percepusem altădată. Pur și simplu pluteam. Eram precum un fulg purtat de vânt și mă simțeam foarte bine. Nu poate fi explicată decât trebuie experimentat. Numai acolo, trăind acele senzații minunate, da, pot să-ți dai seama ce înseamnă. Nu poate fi descris în cuvinte nimic din astea. Așa, metaforic vorbind, spui că e frumos, că este, dar starea e o stare de grație. Este o stare de grație, ăsta e cuvântul, cred. Și nu te mai interesează și atunci realizezi că suntem toți unul. Ajungem la unime. Cineva îmi spunea la un moment dat următoarea chestie. Știi, Roberto, uitându-mă la tine la emisiune, tu spui mereu, știi, totul este minunat, totul e atât de frumos, dar totul pare atât de utopic, atât de ireal. Da. E greu ca oamenii să înțeleagă această minunăție până când nu o experimentează pe propria lor piele. Cu Pentru adevărat, că noi am fost separați. Așa am fost până acum, separați și suntem foarte mulți. În clipa când te reconectezi la univers, te reconectezi la mama Gea, te reconectezi la cei din jurul tău, da? Nu mai e separat. Și numai singur. Și dacă tot ai pomenit despre reconectare, o să merg un pic mai încolo după seminarul de la Belgrad, în toamna anului 2014, ai dorit să continui acest proces al propriei tale evoluții și ai ales să participi inclusiv la seminarul de level 3, la programul practicianului certificat de reconectare. Iar acolo ai învățat și tu la rândul tău să faci această reconectare personală, da, a altora, celor care doresc și ei să experimenteze acest lucru, celor care doresc să își ia cu adevărat viața în propriile lor mâini și să evolueze dincolo de condiția lor actuală, dacă mă pot exprima așa în acest este fel. Cum ai descrie încă o dată această experiență? Ai venit atunci parcă în emisiune,
ai povestit despre experiența care ai avut-o atunci, în timpul seminarului. Hai să încercăm să recapitulăm un pic, dacă poți, în câteva cuvinte. Levelul 3 a însemnat foarte mult. Eu eram pe cale și mi-am spus, trebuie să merg mai departe și a fost ceva extraordinar. Emoțiile, multă emoție. Când lucrezi pe corpul omului și trebuie să lucrezi pe anumite puncte, nu e atât de simplu. Și faci totul cu foarte multă, cum să spun, îți dă toată silința. Este altceva. Este altceva. Iar frecvențele, după ce poți să faci și reconectarea, le simți altfel. Ele sunt... Adică se confirmă exact ceea ce spune din aproape în aproape, în cadrul seminariilor, cu cât lucrezi și îți dai voie mai mult, cu atât... Ele sunt mai rafinate, mai... Și dacă faci o singură ședință de vindecare conectivă, este de bun augur pentru tine ca și practician. Sunt foarte mulți oameni care și-au obținut vindecarea de care ei aveau nevoie chiar după o singură sesiune, pentru că vindecare nu înseamnă neapărat doar vindecarea corpului fizic. Sunt mulți care, de exemplu, vin la vindecarea reconectivă doar pentru a-și vindeca corpul fizic, dar își dau seama că au primit după aceea o altă vindecare, vindecarea propriei vieți. Chiar tu îmi povesteai la un moment dat ceva înainte de emisiune despre ceea ce a primit o persoană care i-ai făcut vindecare reconectivă, cu care ai lucrat. O să discutăm despre acest lucru un picuț mai încolo. Sigur. Pe mine mă interesează să-mi spui cum este acum, după ce ai absolvit seminarul de level 1, level 2, ai absolvit și seminarul de level 3 la București anul trecut. Da, am făcut și reconectări. Ai făcut și reconectări. Spune-mi, cum este acum? Cum este viața ta acum? Cum percepi acum lucrurile față de înainte? Mă simt împlinită. Mă simt întreagă. Mă simt... am senzația câteodată că zbor. Nu mă mai interesează detalii mărunțișuri din viața cotidiană, care nu au valoare. Da? S-a creat o stare de pace și de liniște în mine pe care n-am cunoscut-o până acum. Începuse procesul, dar el este mult mai rafinat. Și multă voință, dacă vreau ceva, nu mă mai deranjează să spun, să am curaj. Apropo, curajul. Îți dă curaj frecvențele reconective. Ai curajul... Curajul de a fi tu însuți. Da, și de a spune lucrurile în față, fără niciun fel de... îndoială că va fi, că nu va fi, că e bine, că e rău. Simți asta, da? Că ai de spus ceva și spui. Și atunci nu te mai interesează. Nu-ți mai pasă. Simți că ești mai mult tu însuți acum față de înainte de a începe acest proces? Da, da. Am spus, eu mă simt că sunt acum întreagă. Am în mine o forță pe care nu o bănuiam. Și când vorba aceea pot să muți munții din loc, cam asta e senzația, că nu prea îmi pasă de asta și dacă vreau ceva știu că pot. Iar în vremurile acestea, când vrei ceva din tot sufletul tău, lucrurile se concretizează. Universul îți dăruiește cadouri de tot felul. Adică lucrurile au început să curgă. Curg, așa, sunt precum un râu de munte, așa, primăvara. Intri în matcă. E ceva normal, e o stare de normalitate până la urmă. Înainte de a începe acest proces, înainte de a intra pe calea aceasta a lucrării, reconectării, lucrurile curgeau în același fel? Viața ta era la fel cum este acum? Nu chiar. Începuse un proces, știam că mai am foarte mult de lucru și eram pe cale, da, dar știam că nu mai am mult de muncă până să ajung aici. Eram niște frământări și nu-mi găseam locul. Iar acum am găsit locul.
Cât a Locul trecut meu este aici. de la prima ta sesiune de vindecare reconectivă? Un an și două luni. Un an și două luni. Un an și două luni. Da, un an și două luni. Anul de grație al Domnului 7 a fost pentru mine cu adevărat. Da, un an de grație. Iar în acesta simt că pot face foarte multe. Simți că vindecându-i pe alții s-a vindecat și viața ta sau nu? Categoric. Da, s-au vindecat foarte multe emoții, da, pentru că vindecarea reconectivă lucrează foarte mult pe emoțional. S-au vindecat probleme, anumite afecțiuni, da, s-au vindecat, de care mă tot loveam la tot pasul. Oameni am observat la care poate lucra pe emoțional, sunt oameni la care lucrează foarte bine pe fizic sau sunt oameni la care lucrează foarte bine în propria viață. Cred că asta depinde de necesitatea fiecăruia. Depinde de ce are nevoie fiecare om care interacționează cu frecvențele reconective. E drept, am observat că sunt foarte mulți oameni care au nevoie ca să înțeleagă anumite aspecte și atunci probabil că au nevoie de o transformare emoțională anterior ca ei să accepte vindecarea reală a propriei lor ființe. Draga mea, luăm o scurtă pauză de publicitate și ne revedem în câteva momente. Din nou în direct cu Roberto Grossa, alături de mine, în platou se află colega mea, practician de bază de vindecare conectivă și reconectare, Georgeta Grigore. În prima parte a emisiunii am discutat despre drumul Georgetei pe această cale a evoluției ei, cum a decurs pentru Georgeta, să spunem, acest proces al evoluției personale. Înainte de a trece mai departe, dați-mi voie să vă povestesc ceva, dragii mei. După cum bine știți, Eric Pearl o să revină în România după o absență de 5 ani de zile. Celebrul doctor Eric Pearl, care a descoperit această lucrare a vindecării reconective și a reconectării, care predă această minunată lucrare peste tot în această lume, este singurul care predă lucrarea vindecării reconective, nimeni altcineva nu o predă în afară de el, o să revină în România în iulie, pe data de 10 iulie, o să susțină seminariile de level 1 și 2 de vindecare reconectivă, dar acum urmează surpriza. Eric va veni pe data de 21 martie, dragii mei, adică pe 21, luna aceasta, va veni în România pentru prima dată în acest an, în iulie fiind pentru a doua oară. Deci pe data de 21 martie o să vină pentru a ține o conferință despre vindecarea reconectivă, pentru a ține conferința Essence of Healing, esența vindecării. Conferința se va ține undeva pe la Romexpo, din câte am înțeles, la ora 13. El va discuta cu practicienii de vindecare reconectivă și reconectare deja existenți din țara noastră, după care, urmând să țină conferința cu publicul larg, de la ora 15:30 pe data de 21 martie. Despre acest eveniment ne vorbește în interviul care o să urmeze colega mea, Andra Ivanov. Andra Ivanov este reprezentantul lucrării reconectării în România. Am reușit să o intervievez în cadrul festivalului Body, Mind and Spirit, care a avut loc la Sala Palatului în capitală, weekendul care tocmai a trecut. Dacă colegii mei sunt pregătiți, haideți să vedem materialul.
aflăm la festivalul Body, Mind and Spirit la Sala Palatului în București. Alături de noi se află Andra Ivanov. Andra, te rog să te prezinți. Servus, Roberto. Mă bucur că sunt în legătură cu voi. Numele meu este Andra Ivanov, sunt din București și sunt, să zic, responsabilă cu faptul că avem reconectarea în România. Respectiv, sunt co-sponsorul acestor seminare din 2007. Tot de atunci sunt practician de vindecare reconectivă și reconectare și doar asta fac. Din 2008 sunt mentor pentru practicieni și asistent în echipa doctorului Eric Pearl, cu care se desfășoară seminarele în lume. Și am bucuria că anul acesta promovez două evenimente extraordinar de mari ale reconectării, pe care nu le-am mai avut de 5 ani în România. Andra se află aici pentru voi, dragii mei, pentru noi toți, pentru a ne arăta această lucrare, lucrare care vă mărturisesc și mie, mi-a schimbat viața. Spune-mi, te rog, ce este această lucrare? Ai putea să ne descrii în câteva cuvinte? Este o provocare să descriu doar în câteva cuvinte. Este o metodă de vindecare mai mult decât energetică, prin care absolut oricine care parcurge o serie de seminare și de programe ale reconectării poate să faciliteze ședințe de vindecare reconectivă pentru alte persoane sau pentru propria persoană. Foarte generic și foarte general, asta este. Sunt mulți oameni care întreabă ce este reconectarea, ce este vindecarea reconectivă. Putem să detaliem și care e diferența dintre cele două? Sigur. În primul rând, amândouă funcționează prin intermediul unei benzi de frecvențe, care se numesc frecvențe reconectivă. Doar că intenția cu care aceste frecvențe sunt utilizate este diferită în sensul următor. Ai întrebat vindecarea reconectivă. Vindecarea reconectivă are ca intenție restabilirea echilibrului persoanei la toate planurile, respectiv fizic, mental, emoțional sau dincolo de asta. Respectiv, o persoană care are o problemă, să zicem, de sănătate și dorește să încerce această abordare a restabilirii echilibrului, vine și solicită ședințe de vindecare reconectivă. Și ele pot fi repetate la maximum un an pentru aceeași problemă. În schimb, reconectarea este un proces unic în viață și pe care oamenii îl solicită atunci când vizează evoluția personală. Respectiv, prin reconectarea personală, sistemul energetic al persoanei este repus în legătură cu grila pământului, cu rețeaua energetică universală și atunci sunt create condițiile pentru evoluția personală într-un mod accelerat, ceea ce cuprinde toate planurile și aspectele ființei noastre. Prin urmare, e un proces unic în viață și care se desfășoară în două ședințe, de obicei succesive, în zile succesive. Cu ce diferă această lucrare față de alte tehnici? Cu ce diferă, de exemplu, vindecarea reconectivă față de alte moduri de facilitare a vindecării? Da, mi-a plăcut mai mult a doua formulare, când ai zis de alte moduri de facilitare a vindecării, pentru că prima parte ai zis de alte tehnici. Pentru că sunt mulți care se axează pe o anumită tehnică. Și mi-ai dat exact ce vroiam să spun cu asta. Respectiv, cred că ar defini mai bine ce este vindecarea reconectivă dacă am spune ce nu este. Și fiindcă ai început cu tehnici, am să spun că vindecarea reconectivă nu este o tehnică, respectiv nu are reguli de desfășurare, un anumit algoritm de derulare a unor operații prestabilite, nu este vindecare prin credință, respectiv persoana nu trebuie să creadă în proces pentru ca vindecarea să se întâmple, nu este terapie. Nu se vine în pachete de câteva ședințe la intervale regulate de timp. Lucrăm doar 3 ședințe în vindecarea reconectivă. Și mai ales nu presupune din partea noastră ca practicieni, ceea ce știi bine, evaluare, dirijarea energiilor, diagnostic sau dirijarea, îndrumarea energiilor către o anumită zonă, să zicem.
După 5 ani, Eric Pearl, fondatorul lucrării Reconectării, revine în România, dragii mei, revine în România chiar pentru două evenimente în perioade distincte de timp. Ai putea să ne dai detalii despre aceste evenimente, te rog? Cum să nu, mai ales că le organizez, vă dau toate detaliile cu toată bucuria, în dorința și contextul ca și în România cât mai multe persoane să poată beneficia de acest lucru. Așa cum ai spus, după o pauză de 5 ani avem din nou programele reconectării în România și am să explic în ce constau. Dar înainte de asta, în 21 martie, așa cum sper că tot mai multă lume a aflat, Eric a răspuns invitației ca să vină prin București 2 zile. Și într-una din aceste zile va susține o conferință la București. Această conferință se numește Învață să devii și tu vindecătorul care ești cu adevărat. Este o conferință de aproximativ 3 ore, în care avem în sfârșit publicul larg posibilitatea să vină în contact cu persoana care a introdus această metodă pe planetă și participând la această conferință, repet, după 5 ani, la noi acasă, nu trebuie decât să ne prezentăm și să luăm un bilet, își pot da seama cum se relatează la această posibilitate pentru ei și viața lor și pot alege dacă vor să o ia în viața lor mai departe. Prin urmare, 21 martie, la Rome Expo, în sala Titulescu, de la ora 3. 21 martie este o sâmbătă, o zi liberă în care toată lumea poate să-și ofere acest minunat cadou, care este ceva foarte rar, o dată la mulți ani. Și cel de-al doilea eveniment, a doua oară când Eric va veni în România, tot anul acesta, pentru a preda seminariile de vindecare reconectivă? Al doilea, asta a fost așa aperitivul, să spunem, și care dă oamenilor posibilitatea să vadă ce doresc să facă mai departe. Al doilea eveniment, deci, este setul de programe oferit de reconectare, care constă în 2 niveluri, nivelul 1 și nivelul 2. Programe pe care persoanele care le urmează, prin care persoanele pe care care le urmează devin practicieni de vindecare reconectivă, respectiv ca tine și ca mine. Deci pot să practice vindecarea reconectivă pentru ei, pentru alte persoane, pentru în principiu tot ceea ce este viu. Și încă o dată se întâmplă după 5 ani de când n-am mai avut aceste evenimente. Două vorbe aș vrea să spun despre aceste programe. Programul nivel 1 antrenează participanții ca să poată să utilizeze frecvențele reconective și să o facă cumva pentru uz personal, respectiv pentru ei, pentru alte persoane, rude, familie, cunoștințe, cum ar fi pentru uz intern. Iar cei care vor să meargă mai departe și consideră că acum sau poate într-un viitor oarecare pentru viața lor ar dori să devină profesioniști în facilitarea ședințelor de vindecare reconectivă, să-și deschidă un cabinet propriu și să fie asta activitatea lor de bază, s-a creat nivelul 2 al acestor programe, în care față de primul nivel ei adâncesc puțin filozofia acestei lucrări și primesc noțiuni despre cum să-și deruleze propriul cabinet într-un mod profesionist. Cui se adresează conferința din 21 martie și cui se adresează seminariile în sine? Trebuie să ai o anumită pregătire, trebuie să ai anumite calități pentru a participa sau nu? Ok. Răspunsul generic este că aceste evenimente se adresează tuturor, absolut oricărei persoane, indiferent de pregătire, de vârstă sau de alte considerente sau, știu eu, criterii de educație sau credințe. Invitația mea este pentru cei care nu sunt hotărâți încă sau nu cunosc despre această lucrare să participe la conferința din 21 martie la Rome Expo, sala Titulescu, pentru ca să își facă propria părere despre felul cum rezonează cu această lucrare. Iar pentru seminare sunt cei care doresc efectiv să practice. Deci răspunsul la întrebarea ta, această metodă și aceste evenimente pe care din fericire le avem din nou după 5 ani, se adresează tuturor.
nu trebuie calități speciale sau, știu eu, să fii clar văzător, să fii, mai știu eu ce instrucție parapsihologică să ai ca să poți practica această metodă. Metoda asta este pentru toată lumea. Cum pot oamenii să participe la aceste evenimente? Cu siguranță sunt oameni care doresc să participe. Ce trebuie să facă? Cum pot ajunge acolo? Da. Pentru conferința din 21 martie, foarte de curând, de o zi sau două, s-au pus în vânzare bilete pentru ca persoanele să poată participa. Ele se vor distribui, se distribuie și acum, de fapt, în cadrul Body, Mind and Spirit, dar în principal la editura care le-a publicat și care organizează evenimentul. Dar cred că, având în vedere entuziasmul tuturor practicienilor, o parte din noi, ca practicieni, vom avea astfel de bilete la cabinetele noastre pentru a da posibilitatea clienților și persoanelor pe care le cunoaștem să-și achiziționeze bilete. Prin urmare, dacă ni se adresează direct, asta este ultimul lucru care îi poate împiedica să participe. La ce trebuie să se aștepte oamenii care or să participe la conferință și la seminarii? Ce așteptări ar trebui să aibă ei? Okay. Generic vorbind, și de acolo așa în general, ideea este că cel mai bine e să nu ai așteptări. Dar totuși, atunci când lansăm invitația la astfel de evenimente, câteva lucruri trebuie spuse. În primul rând, la amândouă, mare bucurie. În primul rând, la amândouă, privilegiul de a sta în aceste energii care au o vibrație și o frecvență cu totul și cu totul specială și nu sunt puține situațiile când persoanele, doar participând la o conferință, poate au avut și norocul să fie aleși voluntari la o demonstrație, au primit vindecări participând la acest lucru. S-au deschis ei înșiși văzând alte lucruri la ei care le-au permis să-și extindă paradigmele și să evolueze. Prin urmare, este mai mult decât un curs, iar seminarele din vară, mai mult decât un curs în care înveți ceva. Înveți o nouă tehnică, cum ziceai tu, mai pun la panoplie un curs și mai știu să o fac și pasta. Este o metodă foarte cuprinzătoare care permite evoluția personală. Este mai mult decât să faciliteze o ședință de vindecare. Prin urmare, vă așteptăm cu drag pe toți, cu mare drag, și gândiți-vă să vă contribuiți participând. În încheiere, acum o să te rog să-mi spui care este mesajul tău referitor la aceste evenimente. În primul rând, bucuria că avem din nou un eveniment de amploare asta în țară pentru români, la ei acasă. Nu mai trebuie să călătorească la alte seminare, așa cum ai făcut tu și au făcut alții. Și mesajul meu este așa, că trăim o perioadă de mari transformări planetare și universale, în cadrul cărora evoluăm, dar și atingem noi niveluri de gândire și eliminăm o serie de paradigme în cadrul cărora trăiam. Și că în acest context avem nevoie de metode și de abordări noi în viața noastră, iar vindecarea reconectivă este fără îndoială o posibilitate de a lua în viața noastră această nouă abordare. Draga mea, îți mulțumesc, vă îmbrățișăm cu drag și vă iubim! Dragii mei, eu cred că prezența lui Eric în România, la București, după 5 ani, este o ocazie unică ce nu ar trebui ratată. Este un eveniment cu care nu se știe când ne vom mai întâlni, peste câți ani ne vom mai întâlni, chiar la noi în țară, în România. Eu vă mărturisesc că a trebuit să călătoresc la Viena pentru a face seminarul de vindecare reconectivă și reconectare cu Eric Pearl. Tu, Georgeta, ai făcut seminarul level 1 și 2, l-ai făcut la Belgrad și ai avut norocul să faci level 3 la București, da, în cadrul unui seminar semi-privat. Da. Un seminar în care au fost instruite un număr de doar 17 persoane. Da. Ați avut norocul să fiți
mai puțin, fiind un seminar semi-privat și... Să lucrăm mai mult. Ați putut lucra mai mult, ați putut experimenta mai mult și înțelege foarte bine metodologia reconectării personale. Foarte, foarte mulți practicieni care la ora actuală profesează în România au trebuit să călătorească în străinătate pentru a face acest seminar. Îți mărturisesc că m-am bucurat foarte mult auzind că Eric va veni pe data de 21, pe 21 martie în România pentru a vorbi oamenilor direct despre această lucrare a vindecării reconective și despre cum chiar ei înșiși pot ajunge practicieni de vindecare, fie că doresc să facă acest lucru pentru propria lor vindecare sau pentru a-i ajuta pe cei dragi lor. Este, apropo, înainte să trec mai departe, spune-mi, ți-ai luat deja biletul pentru, pentru conferința cu Eric din 21? Din prima zi, nu pot să ratez. De-abia aștept să-l văd pe Eric. Mi-e atât de dor să intru în frecvențele acelea speciale în prezența lui. Este ceva incredibil. Ceva este incredibil și va mai dura destul de puțin timp până când lucrul acesta să se întâmple. Hai să vorbim, hai să ne întoarcem un pic la discuția anterioară. Următoarea întrebare pe care eu doream să ți-o adresez este să îmi dai câteva exemple dintre cazurile cu care tu ai lucrat până în prezent. Ai putea să ne povestești despre câteva cazuri care ție ți s-au părut interesante, fie că-s vorba de cazuri cu care ai lucrat pe vindecare reconectivă, fie că sunt cazuri cu care ai lucrat pe reconectarea personală, cărora le-ai făcut reconectarea personală. Da, în vindecarea reconectivă am destul de multe cazuri, că chiar am lucrat, dar după ce am făcut Lever 3, lucrurile parcă s-au rafinat și, într-adevăr, am avut câteva cazuri, o persoană care era bolnavă de cancer, eu zic că era bolnavă. Nu putem să confirmăm sau să infirmăm acest lucru. Avea o afecțiune gravă. Pentru că nu avem nicio dovadă medicală. Avea o afecțiune medicală. Gravă și, a încercat și, paralel cu tratamentul medicamentos, a încercat și ședința de vindecare reconectivă, pe care le-am făcut la distanță. Eu ador să fac ședințe la distanță, îmi plac atât de tare că aș face ședințe zi și noapte. Atât de tare le iubesc. Nu știu de ce, nu-mi explic, dar de ce îmi plac atât de mult. Și, într-adevăr, s-a întâmplat ceva cu ea. Ea, de fapt, și-a primit vindecarea, ea și-a dat voie. Că, știi, noi batem în poartă și deschidem poarta. Mai departe, cine vrea să primească, primește. Și sunt o grămadă de cazuri, oameni care și-au rezolvat probleme emoționale foarte, foarte mari. Mamă și fiu, se rupsese ceva între ei, nu mai comunicau absolut deloc. Și deodată mama a venit să-și rezolve problema ei, să-și rezolve. Eu am spus, vii și vorbim și vedem despre ce este vorba și dacă vrei să primești, primești. Și a avut surpriză ca fiul să-i spună, mami, lucrurile sunt în regulă, de acum încolo a fost un accident. Nu-i venea să creadă. Zice, măi, a venit pentru mine. Au fost afecțiuni de tot felul care și le-au rezolvat. Că eu spun că ei și le-au rezolvat, de fapt. Noi suntem doar canale, da? Canale. Și le-au rezolvat diverse afecțiuni care îi cam chinuiau. Îi chinuiau destul de tare. Da. Nu pot să spun ce probleme erau, că erau destul de multe. Că la un moment dat erau câteva persoane cu foarte multe afecțiuni cronice. Și s-a trezit cu vreo 2-3 că nu mai erau pe acolo. Zice, măi, dar ce se întâmplă? Că pur și simplu m-am trezit că nu mai sunt. Ei, dacă nu mai sunt, foarte bine. Mi-aș fi dorit ca emisiunea noastră să dureze la nesfârșit, dar din păcate timpul alocat s-a terminat. Eu îți mulțumesc foarte mult că ai luat, că ai acceptat invitația. Pentru emisiune, pentru perseverență. Mulțumesc.
Dragii mei, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă invit și miercuri următoare de la ora 20:30 la ora 21:30. Vă îmbrățișez cu drag. Nu uitați, puteți să ne scrieți pe Facebook la Direct cu Roberto Grossa. Noapte minunată vă doresc!